Suntem de la Edit Media și oferim serviciul Flori pentru tine. Vă felicităm, doamna Eugenia, cu ziua de naștere. Să trăiți mulți ani. Multă sănătate și multe bucurii, pentru că aveți toată dragostea și stima celor dragi, cei care au solicitat surpriza pentru dumneavoastră. Acest buchet de flori, cu mult drag, este pentru dumneavoastră. O tortă și șampanie. Să serviți toți cei care au venit astăzi la ziua dumneavoastră. Și nu v-am întrebat din partea cui este surpriza, pentru că v-am spus din start că este din partea celor dragi. Acum ne spuneți, câți copii aveți dumneavoastră? Am 4 copii. Sunteți mari, frumoși. Care-i pșihotar, care-i acasă. Să vă fie cu toții sănătoși. Să știți că vă iubesc foarte mult și chiar dacă sunt departe, ei, această zi este una deosebită și pentru dânsii. Ne-au rugat să venim la dumneavoastră și să vă transmitem aceste flori din partea lor și și din partea celor care sunt departe, peste hotare. Și ne-au expediat un mesaj pentru dumneavoastră, doamna Eugenia. Scumpa noastră mamă, te felicităm cu ziua de naștere. Să ne fii sănătoasă, să ne trăiești mulți ani. Toate florile din lume nu ajung ca să-ți mulțumim pentru miile de lucruri pe care tu le-ai făcut pentru noi în fiecare zi și pentru faptul că nimeni altcineva nu le-ar fi făcut în locul tău. Scumpă și dragă noastră mămică, îți mulțumim pentru faptul că ne-ai dăruit zâmbetele, îmbrățișările și cuvintele tale de încurajare și pentru că de fiecare dată ești alături de noi, cu sufletul și gândul, și ne ierți atunci când greșim. De ziua ta ne rugăm ca Dumnezeu să-ți dăruiască mângâiere, mâna Lui să-ți șteargă ochii de lacrimi, să-ți vedem chipul întotdeauna luminat de bucurie. La mulți ani, scumpa noastră! Mesajul este din partea fiicei Valentina, feciorii Abdul, Oleg, Gicu, și mulți ani vă spune și ginerele Vadim. Eu le mulțumesc tare mult, mai ales am 3 feciori și o fată, dar și eu le doresc tot binele din lume și să fie și ei acasă sănătoși și să aibă și fericiri și să aibă tăcile au un gând. Doamna Eugenia, felicitare este pentru dumneavoastră. Vă spunem încă o dată la mulți ani și multe bucurii în sufletul dumneavoastră să fie și în casă bunăstare. Și întrebăm, deci fiica vă este alături, da? Valentina. Ea este și complicele surprizei.